Bine ați venit în baza 86 aeriană. Sunt comandor Micloș Cătălin. Am zburat înainte MiG-21 Lancer. Apoi m-am axat în direcția F-16. Sunt instructor de zbor pe F-16. Miki mi se spune, să nu mă întrebați de ce, pur și simplu așa s-a întâmplat. Câte ore de zbor aveți așadar? În total am în jur de 1800 de ore. O experiență redutabilă și asta înseamnă câți ani de aviație, de fapt? Înseamnă vreo 20 de ani de aviație. Sunt comandorul Mihai Țămarin. Experiența mea de zbor, în momentul de față, am în jur de 750 de ore pe aeronava F-16 și încă aproximativ 1000 de ore de zbor pe celelalte aeronave care le-am zburat înainte, adică MiG-21 și aeronavele de antrenament. Am crescut într-un mic orășel survolat toată ziua de elicopterele unei baze aeriene care, din păcate, acum nu mai există. Tatăl meu a fost tot ofițer, nu pilot, dar ofițer într-o bază aeriană de aviație. Am crescut acolo, mi-am petrecut verile, toate vacanțele pe aerodrom și nu doar, toate zilele pe care le puteam fura. Oricine m-a întrebat din clasa 1, probabil eram hotărât că o să mă duc la liceu militar, așa că cumva cariera mea era decisă de la bun început. Sunt dintr-o familie de militari, sunt căsătorit cu o soție militar, sunt probabil și pentru maica mea și pentru soția mea. Faptul că am trăit în tot timpul într-un mediu militar a devenit normalitatea. Nu am avut vise chiar din copilărie de a deveni pilot. Undeva, să spunem, după finalizarea sau începutul liceului, am început să mă împrietenesc cu avioanele. Aeromodelism, am început să construiesc avioane. Sunt foarte atras de avioanele militare, de tot ce înseamnă spectrul ăsta operațional tactic. Mediul, gălăgia, felul ăsta de a vibra, care se întâmplă poate numai într-o bază aeriană, din cărți, din filme, a exercitat o anumită influență asupra mea și m-a atras. Uitați că astăzi încă sunt aici după foarte mulți ani. Sunt foarte mulți oameni care lucrează și trebuie să fie o sincronizare perfectă pentru a reuși să pui în aer aceste forțe. Mă refer la personal, mă refer la infrastructură, mă refer la echipamente care sunt din ce în ce mai sofisticate, mă refer la tot acest angrenaj care trebuie să fie foarte bine uns. Am absolvit școala de maștri militari sub ofițerea Forțelor Aeriene Traian Voia de la Boboc. Specialitatea mea este electromecanică și automatizări de bord de aviație. Verificăm luminile, de exemplu, dacă acestea merg toate. În momentul în care avem o defecțiune, le înlocuim, le reparăm, la fel și firele. Și la final trebuie să fie totul ok, în cazul în care nu este, la fel, modificăm, reparăm. Avem anumiți parametri pe care trebuie să-i urmăm, anumite inspecții, și în funcție de acestea finalizăm lucrările. Această aeronavă este prima la care efectiv nu ne ajunge timpul într-un an de instrucție să ne putem antrena eficient la toate tipurile de misiuni pe care le poate îndeplini. Putem lupta împotriva amenințărilor aer-aer, sol-aer, amenințărilor de pe apă, amenințărilor de sub apă. Sunt atât de multe misiuni, iar pentru fiecare dintre ele sunt arme dedicate, tactici dedicate. Cum este cu suprasarcina pe care dumneavoastră trebuie să o suportați, cu provocările fizice ale corpului? Într-adevăr, în special cu aeronava F-16, suprasarcinile, adică accelerațiile la care corpul nostru este supus, sunt mari și foarte mari, pentru care trebuie să avem un regim de viață destul de calculat. Cu siguranță că la un moment dat vom plăti cumva prețul pentru provocările la care ne supunem corpurile în fiecare zbor, dar încercăm să compensăm asta prin antrenament specific. Cel mai bun antrenament este chiar zborul, constituie pregătirea pentru suprasarcină. În același timp, suprasarcinile sunt semnul performanței. Cu cât suprasarcina susținută este mai mare, cu atât înseamnă că aeronava se comportă mai bine și aeronava F-16 ne oferă suficient din amândouă. Și care a fost cea mai mare suprasarcină pentru dumneavoastră? Aeronava este limitată la 9, adică la 9 unități de suprasarcină înseamnă că greutatea resimțită a corpului este de 9 ori mai mare decât cea reală.
se oprește la 9 din cauza că se consideră că o suprasarcină de 9 este relativ aproape de limitele fizice ale omului. O suprasarcină de 9, oricine ne scade, o poate suporta cu ușurință. De fapt, a fost și una din probele pe care ar trebui să le trecem înainte să începem trecerea pe această aeronavă la aparate specifice tip centrifugă în Statele Unite, unde a trebuit să facem față la suprasarcini de 9 unități pe o perioadă de timp destul de îndelungată, să zic. Aceste avioane sunt cumpărate la mâna a doua. Știm că au trecut printr-un proces, armata l-a definit, de revitalizare, în sensul că cred că a rămas doar platforma și restul totul este nou. Avioanele militare sunt modernizate continuu. Avionul a evoluat de la versiunea care a apărut inițial în anii începutul anilor 80 la ceva ce nu mai seamănă cu nimic cu acea versiune, pentru simplu motiv că softul s-a îmbunătățit continuu pentru lansarea altor arme care au fost disponibile pe piață. Începând cu anul viitor, toată flota de F-16 va fi modernizată la versiunea 6.X, care creează o compatibilitate în tot spectrul NATO, în cadrul, să spunem așa, rețelei care se folosește în cadrul spațiului aerian, apărării spațiului aerian. Aș putea spune că nu există un zbor în cadrul escadrilei care, după care să nu ai lecții învățate. Trebuie să te dedici mai mult decât 100% în meseria asta, pentru că altfel nu ai cum să faci față. Pentru mine F-16 rămâne interesant prin modalitatea în care poate fi folosit acest avion. E mai mult o chestie de gândire, e ca un șah. În prezent sunt mult mai multe avioane care fac parte din acest joc de șah. Și cine mută pe tabla de șah? Frumusețea este, tocmai vine din proceduri. Pentru că de asta e partea NATO, folosim toți aceleași proceduri și când stai la aceeași masă și nu contează că e Typhoon, nu contează că e F-16, că e Rafale sau știu ce alt avion, când folosești aceleași proceduri pe aceleași misiuni și vezi că te înțelegi în schema aceasta lărgită, aici vine frumusețea unei operații aeriene lărgite. Deci asta aduce F-16 nou în forțele aeriene. Noi, practic, nu trebuie să vedem 4 avioane care au decolat și sunt ele singurele pe cerul patriei. Nu, ele lucrează cu multe alte resurse în spate. Această aeronavă poate fi întrebuințată aproape în toate tipurile de misiuni care se pot imagina, atât independent cât și în sprijinul altor forțe. Chiar mâine urmează să avem o misiune destul de importantă în care sunt implicate, din punct de vedere al aviației, 3 forțe aeriene, 3 tipuri de avioane de vânătoare împreună cu alte tipuri de aeronave de dirijare, de cercetare. Este o misiune destul de mare care se desfășoară pe Marea Neagră. Care a fost durata de timp cea mai mică în care a trebuit să fiți în carninga unui avion și să decolați? Cel mai bun exemplu este probabil tocmai serviciul de luptă poliție aeriană, în care trebuie să fim în aer în 15 minute din momentul în care suntem alertați. Trebuie să fim echipați, să pornim aeronavele și să fim în aer, ceea ce este un timp destul de scurt. Nu contează ora la care sună telefonul, poate să fie la 3 dimineața, noapte, zi, ploaie. Sunt alarmele reale când există ținte în zone de responsabilitate, n-aș vrea să fiu specific pe anumite direcții, și sunt și alarmări de antrenament. Serviciul de poliție aeriană este un serviciu de luptă, este asigurat de aeronave în armate, dar este un serviciu care se execută pe timp de pace. Serviciul este reglementat prin legi și reguli atât militare cât și civile, acceptate de toată lumea, inclusiv de vecinii noștri de la Est. Câteodată se mai întâmplă și, să spunem, interpretări mai agresive sau mai a regulilor, niciodată din partea noastră. Din fericire, întotdeauna ne comportăm cu profesionalism, întotdeauna rămânem în spațiul aerian al României, un spațiu reglementat care ne este repartizat prin politica NATO. Sper să nu escaladeze niciodată și, sincer, nu cred că va fi cazul. Forțele aeriene române fac parte dintr-un sistem integrat de apărare a spațiului NATO.
la care participă și F-16, la care participă și MiG-21 Lancer și executăm acest serviciu împreună. Suntem sub coordonarea unui centru de operații NATO din Spania și practic reacționăm la orice, aș spune amenințare, la orice mișcare, deplasare de forțe în spațiul aerian al României, dar și deasupra Mării Negre. Noi avem o zonă de responsabilitate asupra apelor continentale și suntem alertați sau solicitați să identificăm aeronave care nu depun un plan de zbor, spre exemplu, sau care nu zboară conform planului de zbor. Nu întotdeauna este vorba de aviație militară. De foarte multe ori situațiile se rezolvă înainte de a apropia de ele prin pur și simplu prin luarea legăturii prin mijloace radio, prin mijloace electronice. Așa că aceste misiuni sunt de regulă doar de arătarea prezenței și arătarea faptului că suntem dispuși în situații mai neplăcute și suntem nu neapărat dispuși, cât și gata să reacționăm în timp util. Rusia testează în permanență vigilența aviației NATO, iar țara noastră este în prima linie pe granița de est a Alianței. Într-o singură zi, în martie 2021, forțe aeriene din mai multe țări NATO, inclusiv din România, au interceptat 6 grupuri diferite de avioane militare rusești în apropierea spațiului aerian al Alianței, în diferite zone, în mai puțin de 6 ore. Printre avioanele rusești identificate au fost aparate de vânătoare și bombardiere. Cât de des vă întâlniți cu aviația rusească? Destul de des. N-o și destul de des ar însemna în fiecare zi, la câteva zile? Deci nu în fiecare zi. În general sunt anumite exerciții în Marea Neagră, la care se reacționează și de o parte și de cealaltă. Vă vedeți în spațiul aerian sau efectiv aparatura de la bord vă semnalează? Aparatura de la bordul aeronavei poate identifica ținte aeriene de la distanțe rezonabile. Și ce se întâmplă în acel moment? Se produce o identificare, după care centrul de operații ia decizia pentru faza următoare. Și care ar fi variantele? Păi scurtă. În general nu se violează spațiul aerian, deci este o grijă atentă și a unora și a altora. Deci există anumite tendințe de a te apropia de spațiul aerian, care trebuie să monitorizate atent. De a vedea dacă e cineva acasă. Mesajul trebuie să fie clar că sistemul NATO își face treaba și suntem prezenți 24/7. Piloții de F-16 din baza 86 aeriană de la Borcea au ales să ia denumirea legendarei escadrile 53, pentru că misiunea lor a rămas aceeași, să apere granița aeriană a României în fața oricărei amenințări, în special dinspre est. Înainte de intrarea României în cel de-al doilea război mondial, escadrila 53 a fost trimisă la Constanța. Misiunea ei era ca, în caz de război, să se afle în linia întâi. Pe 22 iunie 1941, România a intrat în război împotriva Uniunii Sovietice, alături de Germania și de alte state care aveau revendicări la adresa sovieticilor. Cu o zi înainte s-a întâmplat un lucru neașteptat. Escadrila 53 a primit ordin să plece din Dobrogea, să decoleze și să aterizeze pe Buzău, pentru că în această zi, 22 iunie, ar fi urmat să însoțească o escadrilă de bombardament undeva în sudul Basarabiei. Întâmplător, un ofițer al escadrilei 53, locotenentul Horia Agarici, n-a putut să plece cu camarazii lui pentru că avionul era defect. A doua și a treia zi de război, Constanța a fost cel mai bombardat oraș din România. Dis de dimineață, pe 23 iunie, Horia Agarici era la hangar și lucra cu tehnicienii la avion, dorea să-l repare, avea probleme la radiator și alături mai era încă un avion care avea probleme cu supraîncălzirea motorului, dar putea să zboare și să execute misiuni. La revărsatul zorilor a fost alarmă aeriană și a urmat un bombardament puternic. A cerut aprobarea să zboare, nu a primit-o, dar când a venit al doilea bombardament, n-a mai așteptat, s-a urcat în celălalt avion, a decolat și sus s-a trezit în spatele unei
unui al treilea val de bombardiere sovietice, pe care l-a surprins fără însoțire de aviație de vânătoare. L-a surprins descoperit. A ieșit din nori și l-a avut în față, ca pe tavă. Și spune că din câteva mișcări a reușit să doboare trei bombardiere care au fost ulterior confirmate și nu a putut să-l atace pe cel de-al patrulea pentru că motorul i s-a supraîncălzit și așa a trebuit să vină la aerodrom. Dar este pentru prima dată când un pilot român doboară trei avioane inamice într-o singură bătălie. Episodul la Garis se întâmpla dimineața, undeva în jurul orei 8. Către prânz, ceilalți camarazi din escadrila 53, celelalte 10 avioane și celelalte 10 piloți, se întorc la Mamaia și încep 36 de ore infernale cu alarme peste alarme, sovieticii vin și fiecare aviator, cât este zi lumină, îndeplinește misiuni de luptă. Cel puțin 10 bombardiere sovietice au fost doborâte în aceste 36 de ore. Dacă ar fi să le adăugăm și pe acele ale lui Agarici, cifra ar fi de 13. A apărut și un cântec, a plecat la vânătoarea Agarici, a plecat să vâneze bolșevici. El a mai rămas puțin timp în armată, a fost scos din cadrele active, ulterior în anii 50 a fost degradat. Dacă România ar fi intrat în război, el ar fi fost chemat sub arme cu gradul de soldat. Iunie 1941 este ziua de glorie a escadrilei 53. Aviatorii escadrilei au îndeplinit misiuni în sudul Basarabiei și au surprins aviația sovietică. Nu se așteptau probabil ca avioanele românești să apară dinspre Marea Neagră și în luptele aeriene care s-au dat pe parcursul întregii zile, piloții români au obținut 10 victorii aeriene, adică au doborât 10 avioane sovietice fără să aibă nicio pierdere. Piloții sunt caractere tari. Nu de puține ori au pus viața semenilor mai presus de a lor. Iată un exemplu. În martie 2002, pe când pilota un MiG-21 Lancer care a avut probleme tehnice, Cătălin Micloș s-a catapultat în ultimul moment. După ce a reușit să iasă de pe raza unei localități unde se afla inclusiv o benzinărie. A evitat astfel o tragedie. În plan militar, acest moment i-a adus înaintarea în grad la excepțional. Eram tânăr locotenent, baza de la Câmpia Turzii, o problemă cu MiG-21 Lancer, o problemă de motor. Practic în minutele acelea nu am făcut altceva decât să analizez o situație la rece și să iau decizia care era indicată chiar de ciclist. Într-adevăr, mergând spre casă, e un oraș foarte aproape, sunt anumite decizii unde poți îndrepta avionul într-o zonă un pic mai sigură, însă nu vreau nici să le scot în evidență ca și cum. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, am luat o decizie corectă care s-a terminat din fericire, fără alte victime și pur și simplu a fost un avion distrus și cu asta basta. Faptul că dumneavoastră ați întârziat catapultarea pentru ca avionul să se poată prăbuși într-o zonă sigură în care să nu existe oameni, acela a fost un act de eroism. Da, vedeți dumneavoastră că oamenii în general când iau decizii de genul ăsta nu se gândesc la aspectele astea. Nu te gândești că trebuie să fii erou. Pentru mine asta a fost o lecție că trebuie să fii pregătit pentru orice lucru. Adică faptul că ai un scaun de catapultare în avion e pentru a te salva. V-ați gândit că e posibil să nu vă mai întoarceți niciodată la manșă? Da. În urma catapultării am avut o, să spunem, o fisură pe cervical. Însă s-a reparat, să spunem așa, în vreo 6 luni. Experiența anterioară, cam toată lumea care a catapultat din MiG-21 nu prea se mai întorcea la MiG-21 din diferite motive. Pentru mine s-a întâmplat altfel. Am insistat și controlele medicale au spus că totul e în regulă și m-am întors înapoi și am zburat MiG-21. Încă mulți ani de tot. Încă mulți ani, da. Deci nu a fost ceva să mă oprească, n-am avut nicio frică din asta. Pur și simplu am trecut de moment și încerc să nu mă uit prea mult în urmă. Pasiune, curaj, determinare și gândire strategică sunt atribute definitorii ale piloților de vânătoare.
cei care sunt ochii noștri din cer și veghează granița aeriană a României. Oameni care au reușit în una dintre cele mai frumoase și mai palpitante profesii din lume. Dacă m-ați întrebat ce aș alege să fac dacă aș fi iarăși pe băncile școlii, v-aș spune că aș face tot aviație. Este o meserie care solicită extrem de mult, dar aduce recompense la fel de mari și din punctul meu de vedere este acea meserie sau acea viață în care în fiecare dimineață când mă trezesc sunt nerăbdător să ajung și să fac aviație. Așa că pot spune că mă număr printre cei puțin norocoși care nu se simt obosiți dimineața sau triști că trebuie să meargă la muncă și aș recomanda cu drag oricărui copil care visează să devină aviator să viseze în continuare, fiindcă nu e chiar așa de complicat sau de imposibil. Copiii vă vor urma în carieră sau ce pasiuni au? Deocamdată sunt un pic cam prea mici și încep să privească deja către nave spațiale, vor să facă astronauți, sunt chiar au idealuri chiar un pic mai îndrăznețe ca ale mele, ceea ce mă bucură. Am o fetiță și un băiat. Bineînțeles, au tot felul de orientări de-astea, cu calculatoare, programare, cu, știți cum e acum la modă. Încerc să-mi fac datoria cât de mult pot și eu și soția să le arătăm, să le oferim spectru complet, să poată alege. Apoi ține de ei dacă vor să facă pilot, dacă vor să facă știu ce, că poate în ceva de acum încolo pot apărea o grămadă de meserii și pe care nici măcar nu le-am visat. Familia e un sprijin în tot ce fac. Timpul liber pentru noi e o chestie foarte prețioasă, e, aș putea spune, un lux, pentru că meseria noastră presupune foarte multe sacrificii și îți ocupă foarte mult timp. Prefer să petrec timpul cu familia și ne bucurăm de orice clipă împreună. Pentru generația tânără de piloți, pentru cei care vin și se pregătesc pentru a zbura pe F-16, le doriți să prindă și F-35 sau avioane mai moderne și, de ce nu, noi, așa cum merită piloții români? Da, exact asta le doresc. Eu visez ca România să aibă o aviație de vânătoare puternică. Dacă o să aibă o aviație de vânătoare puternică, putem să spunem că ne apărăm spațiul aerian cum trebuie. Și asta se poate face și cu avioane F-16 moderne și noi și cu F-35. Și le doresc acest lucru, le doresc ca România într-o bună zi să aibă aceste resurse, să le pună la dispoziție.